Bună seara! Bună seara, bine te-am regăsit, Sandra. N-ai venit cu el. Ne mai pupăm. Bine la mâini, mă! Ce anume? Ăla mic? Ăla mic, aolo, stai un pic că e nebotezat și nu îl expune. Se întorc să... Mai are un pic și îl scoatem și pe el. Așa, da? Bine te-am întors. Bine te-am întors, auzi, bine te-am regăsit. Bine v-am regăsit și eu. Frumoși, bronzați, din vacanță, nu? Cum e? Băi, eu nu mă pricep cu cine seamănă. Nu mă pricep cu cine seamănă în general bebelușii. Mă, sincer, în fiecare zi ne surprinde și pe noi. Uneori când doarme zic, bă, sunt eu când eram mică. Alte ori când se strâmbă, nu știu cum, cu gurița așa, zic, bă, e tasul întreg. Alte ori mi se pare, multă lume zice că seamănă cu bunicul, cu tatăl meu. Alte ori mi se pare, ochii are albaștri de la soacră mea. Acum chiar nu ne dăm seama, dar e o combinație așa între... Bine că nu seamănă cu vecinul de peste drum sau... Așa e vorba, corect. Dar are AB4, grupa sângelui meu, deci la asta ce să-i facem? Na, a luat-o direct, incontestabil. Este eroul al cărui sex l-am ghicit eu, prin mijloacele specifice, la testul umorar sau cum se numește. Da, acum mi-am adus aminte, da, el. Trebuie să facem cunoștință. Vezi că n-am dat greș până acum. De la Elena Gheorghe la tine, de la... Cui am mai... Nici nu mai știu. Foarte tare. Că deja, cred... Băi, nu mă așteptam, adică eram atât de convinsă că o să fie fată, deci eu eram gen, lasă-mă mă cu astea, băbești. Erai sigură că e fată? Da, toți eram. Și familia era convinsă că o să fie fată. Lasă-mă cu astea, băbești, cu nu știu ce. Și ai venit tu sigur pe tine. De fapt, era incertă treaba atunci, știi, că la test era cam incertă, dar deja ai luat tot tu hotărârea ce ai simțit tu, așa, intuitiv. Da. Bun, da, văd că tot într-o poveste, totul e o poveste, nunta a fost la voi o poveste, pozele astea sunt tot cu Lion King, nu? Da, cu Lion King, cu Regele Leu, că e unul din desenele mele preferate și povestea în sine, ai văzut, nu știi? Nunta a fost în... A fost Disney per total, dar Beauty and the Beast, noi doi, da, frumoasa și bestia. Și acum dacă el s-a născut și Leuț, am zis, hai să-i facem cu Regele Leu, așa, de o lună, un party de o lună i-am făcut și l-am îmbrăcat. Ăsta e un cadou cu tricourile astea pictate superbe, un cadou pe care mi l-a făcut soțul imediat după ce am ieșit din maternitate, dar eram atât de bulversată încât n-am putut să mă bucur de el atunci și zic, lasă că la o lună ne îmbrăcăm toți, că deja body-ul rămânea mic, adică el crește într-un ritm fantastic. 6 săptămâni și câteva zile. Nu, kilograme. Kilograme? Da. Păi ne apropiem, cred că am depășit 5. Ultima dată când l-am cântărit avea aproape 5. Da, 5 kilograme, da. Zdravă. Ia bine, da. Bun. Se mișcă bine. La voi totul este o poveste, dar poveștile nu sunt doar despre lapte și miere. Poveștile sunt cu intrigi, cu personaje negative, cu tot felul de probleme. Până la final, când trebuie să fie un... happy end. Happy end, fără doar și poate. La fel e și în povestea voastră. Te-ai consumat foarte mult în ceea ce privește sarcina. Nu știu ce s-a întâmplat după sarcină, dar de-aia ești aici. Da, mă bucur că pot să vorbesc acum lejer despre asta, că eram într-un stres psihic atât de mare încât nici nu mai vreau să mai aud. Deci când mă întreba cineva cum te simți, preferam să nu mai răspund, vreau să treacă, o să se termine cu bine și povestim după aia. Îmi cer scuze, numai eu de câte ori te-am întrebat, de câte ori am intrat în direct pe Skype, ai fost la emisiune. Eu am încercat să mă țin foarte tare psihic și mi-a și ieșit, am fost curajoasă. V-am mai explicat eu un pic despre ce e vorba, mai zic așa ca să înțeleagă și telespectatorii pe scurt. Eu am avut cumva un risc de sarcină, de naștere prematură, deși am ajuns la concluzia că nu neapărat asta ar fi fost problema, ci faptul că eu am avut uterul mic, o burtică mai micuță, el era poziționat jos, că mămicile știu acum, n-aveam sarcină aici, să stea în toată burtica, deci cumva burta mea pornea de aici și el era foarte activ. Am avut un bebeluș extraordinar de activ și n-avea loc. Și el pur și simplu mișca și atunci, neavând loc și fiind poziționat aici și întors cu capul jos din săptămâna 28 îmi provoca contracții. Uterul meu se contracta, dar atât de mari contracții încât toată lumea zicea că sunt contracții de naștere și o să mă dilat și nas prematur. Contracțiile tale au început din săptămâna 28? Da, da. Au durat până știu că de 1 mai am fost la mare. Ai născut în săptămâna 37 și ceva, dar de fapt teoretic a fost săptămâna 38, că era mai mare, era echivalent săptămânii 38. Deci mai mult de 2 luni de contracții. Da, mai mult, mai mult. Eu am avut contracții, de fapt, toată sarcina, dar contracții de alea puternice, violente. 100, gen. Adică am fost la spital și m-au internat, n-au vrut să mai dea drumul acasă, că mi-au zis, băi, ai contracții 100, direct mi-au băgat perfuzia de naștere, branula de naștere în mână și zicem, te ținem aici că sigur tu naști. Și eu eram obișnuită, zic, da, am avut multe episoade de astea, nu, eu nu vreau să mă duc acasă. Păi dacă te duci acasă, te duci pe proprie răspundere, fata mea. Atunci zic, ok, bine, stau o noapte în spital, am văzut că nu se întâmplă nimic, adică nu funcționa nicio perfuzie, nimic, contractele mele erau la fel. Și ai zis, mă duc acasă, ce-o fi, o fi. Acum dacă mi se rupe apa, știu ce am de făcut, mă duc la spital. Eu am fost foarte stăpână pe mine. Bănuiesc că trăiai cu panica. Trăiam totuși cu panica să, nu știu, tot timpul stăteam să simt dacă o mișcă. Și în momentul când vedeam că mișcă, zic, bă, asta e ok, îl duc. Eu duc până săptămâna 40. Eu vreau să nasc natural, adică nu mi-era frică de asta, sincer. Tot nu avea loc de întors. El n-avea loc, da, n-avea loc și mai ales când uterul se și contracta, avea loc și mai puțin. Și eu stăteam în dureri foarte mari, adică practic am avut episod de travaliu fals, cumva pot să zic că 50% am născut natural. Am avut dureri de fals adică travaliu. Adică ca și cum ai simțit durerile nașterii, da, dar nu naști. Exact, da. Și până la urmă am preferat să fac cu, eu știu, 2 săptămâni înainte să mă programez la cezariană ca să nu mai stau în stresul psihic, nu neapărat al meu, dar să nu risc cumva ca el, copilul, să intre în vreun stres fetal, să el să pățească ceva. Am zis, băi, ok, eu mai puteam, eram puternică, eu eram gen, bă, duc până săptămâna 40, eram foarte sigură pe mine, dar am preferat să elimina orice risc și am zis, ok, am ajuns la termen, e corespunzător 38 de săptămâni, hai să... Noi am vorbit despre durerile fizice. Să simți durerile unui travaliu fără să se declanșeze nașterea. Da, deci contracții din nivel 100... Dar dincolo de durerile fizice, bănuiesc că mult mai dureroase au fost... a fost stresul ăsta psihic. Faptul că tu trebuia să stai întotdeauna monitorizată, nu mai aveai voie să mergi la concerte, drumurile lungi îți erau total interzise. Ce drumuri lungi? Stăteam la pat. Nu puteam, doar la toaletă și atât. Și mâncarea nu se ducea la pat. Pentru că imediat cum mă ridicam din pat, imediat eu aveam contracții. Bine... Sunt atât de multe lucruri de povestit, încerc să le comprim așa, am avut toate tipurile de contracții posibile și contracții din cauza că mă mișcam și contracții stând la pat, efectiv stăteam în pat, nu făceam nimic și tot aveam contracții pentru că mișca el și el n-avea loc și eu nu înțelegeam, bă, da, de ce, că stau cu minte și totuși, dar într-adevăr, cred că dacă aș mai fi și făcut mișcare sau așa, riscam destul de mult. Și că acum te gândești, mă, dar... Nu ești prima care a născut pe pământul ăsta. Da. Vedem o grămadă de exemple. Viitoare mămici care cu o zi înainte să duc și mai fac un pic de, cum se numește, gym pentru graviduțe. Pentru gravide, da. Hai să mai facem un pic de fitness. Da. La tine nu că era contraindicat, dar nici nu puteai să faci lucrul ăsta. Da, deci depinde. Sunt femei, să știi că sunt multe femei care trec și prin ce am trecut eu și mi-au scris că eu apucasem să filmez ceva vlog și să postez așa, să actualizez starea mea și îmi scriau, băi, dar până în ce săptămână ai dus, dar cum reziști, dar psihic, dar dacă mi se întâmplă, dar uite, colul meu mi s-a scurtat la atâta. Și eu le-am încurajat pe toate și am zis, Doamne, cu Dumnezeu înainte, e bine, uite, dacă treci de săptămâna 30, ai șanse foarte mari. Că de săptămâna 32, păi ești boss, nu e nicio problemă, stai și nu mai e niciun risc. Eu știam deja tot, eram informată. Dar ai avut... Multe femei care trec. A fost un moment în care efectiv ai simțit că o erazna, nu știu, de la stat în repaus, de la necântat, dureri sau orice altceva. Deci efectiv să o iei razna. Da, pe timpul sarcinii, până în momentul operației și chiar și câteva zile după, am fost super strong. Deci Dumnezeu mi-a dat o putere fantastică și n-am simțit, eu doar îmi doream să se nască copilul bine, sănătos, să fiu și eu sănătoasă și atât. Așa m-am mobilizat, adică mi-am impus în creier, bă, orice ar fi, eu sunt puternică, să iasă totul bine. N-am simțit nimic. În schimb, după ce am născut, așteptările mele erau, wow, scap. Acum direct mă duc pe scenă, direct îmi reiau activitatea, în studio mă așteaptă toți cu care am vorbit, că na, în timpul, pe timp ce eram pe WhatsApp bănuiesc. Da, normal, îmi programam întâlniri, făceam piese, am compus o grămadă de piese, le trimiteam, haide bă, păi vii să le tragi, păi da, uite, mai am un pic și vin. Adică era așa, totul la nivelul ăla. Toată lumea m-a așteptat și eu am așteptat, zic, băi, după ce nasc, gata, îmi reiau totul. Și atunci a fost șocul ăla mare despre și psihic cel mai greu, că mi-am dat seama că după ce am născut am fost iarăși imobilizată la pat câteva zile de dureri și de operație în sine, că nu știam ce presupune și așa. Și m-am recuperat foarte greu, pentru că automat tot era... terapie intensivă după naștere, nu? Nu, la postoperator se stă după cezariană, stai în postoperator să te dezmorțești. Dar sunt cazuri și... care... Nu, n-am avut complicații. În schimb, 6 ore nu mi-am simțit corpul, a trebuit să fac exerciții, aveam multe chestii puse pe burtă, așa, greutate, și trebuia să-mi ridic așa bazin, făceam câte 10 serii de ridicări de bazin ca să mi se dezmorțească corpul. Corpul meu s-a dezmorțit el de la sine, a trebuit să fac exerciții timp de vreo 2 ore să mi se dezmorțească. Asta a fost prima aventură și cel mai greu, toate femeile care fac cezariană știu, e când te ridici prima dată. Absolut. Dar mă rog, astea sunt lucruri prin care trece orice femeie, nu sunt eu eroină sau ceva. Greu mi-a fost când am venit acasă cu un bebe și mi-am dat seama, eu aveam durerile aferente operației, plus faptul că eram, na, toți mușchii, toate oasele erau atrofiate după atâta timp de stat, eu vroiam să ies și nu puteam. Și plus de asta eram cu bebele, mi-am dorit și să alăptez, mi-am dorit să fiu cu el și atunci a fost momentul ăla când am simțit că nu mai pot, că toată lumea mea o ia razna și zic, wow! Doamne, deci, am văzut o poză în timp ce vorbeai, iartă-mă. Deci, niciodată nu ți-am... Ești o fată cu un chip absolut superb, dar niciodată n-am văzut, nu te-am văzut străluncind cam poza asta, nu știu dacă puteți... Cred că e făcută după naștere sau la foarte scurt timp după naștere. Nu e o poză din ședința foto. E o poză cu tine și cu bebele din maternitate? Da, e asta. Asta e dintr-o ședință foto? Ei, nu, asta e imediat atunci. Făcută cu telefonul. Da, asta e, cred că a doua zi. Uitați-vă cât de luminoasă este... ținându-și copilul în braț. Da, mi-a spus multă lume. Păi a fost, nu știu, eu în spital am fost extraordinar de zen și de fericită că totul e bine și că e sănătos și el și eu. Și bine, eram și un pic sedat, așa, trebuie să recunosc, după toate medicamentele alea, și am fost super zen. În spital 4 zile eram, gata, mă ridic și o să zbur. Deci dacă arăți poza asta unei, mai sunt fete care nu vor sau nu sunt pregătite sau zic nu acum, trebuie să reușesc în carieră, să mă aranjez, să ne facem o casă. Dacă le arăți, îi arăți oricărei fete care e împotriva unui copil poza asta, crede-mă, e reclamă la maternitate. E cea mai senină poză pe care am văzut-o eu în ultima vreme. Superb. Pentru mine când zâmbește, a început deja să zâmbească, să gângurească cât mai des, dar primului zâmbet, în momentul ăla s-a șters tot, orice durere, orice tentativă de depresie postnatală, de orice. Da. Când zâmbește e fantastic. Asupra lui Avi Alexandru, ai spus că Avi Alexandru, da. Cheamă. Asupra lui toate lunile astea nu s-au resimțit în niciun fel. Nu. Perfect, copilul e activ, se dezvoltă. Și, da. A fost și e copil tocmai foarte activ și foarte... Chiar asta vorbeam, că acum trece prin niște pusee așa de creștere și e super activ și așa, exact cum era și în burtică. Lunea, marțea și miercurea. Deci așa era și în burtică. Atunci aveam eu episoadele alea de contracții, așa e și acum în afara burticii. Zi-mi cum a fost primul concert de după. Înțeleg că ai urcat pe scenă după naștere. Da, eu nu prea vroiam să-mi iau concert, nu știam cum o să fiu și am zis, băi, hai să aștept până în octombrie. Și chiar asta o să și fac, dar concertul acela a fost o excepție, era vorba de un prieten de-al tatălui meu și apucasem să promitem și zic, bă, hai, ce-o fi, o fi. Și a fost incredibil, mi-era teamă, zic, băi, după jumătate de an și mai ales încă operate, că operația încă mă doare și acum dacă fac efort, e logic, orice femeie care trece prin asta știe, adică îi ziceam, băi, e posibil, na, să cad pe scenă, să nu rezist, 45 de minute acolo, na. N-am avut absolut nimic, a fost incredibil și am cântat chiar mai mult și cu... Peste program. Da, a fost super, super tare a fost, da. Și când te-ai dat jos, ai simțit vreo durere? Că... Da, după aia da. Trece adrenalina. Da, trece adrenalina. După aia am avut așa disconfort, dar ok, adică e important totuși să te miști, să-ți reiei ușor, ușor activitatea, că așa te